Carina a intrat în competiție pentru a-și găsi marea dragoste. Însă o anumită nostalgie iscată, nu tocmai din senin, indică urme timide de lacrimi. Ce? Pur și simplu, piesa asta nu pot să o spun. De ce? Nu pot. Păi, știi, când ascult o piesă și ai foarte multe lucruri pe piesa, înțelegi? Se anume, nu? Când te gândești, îți vine dar nu trebuie să plângi pentru o piesă, te înțeleg, îți înțeleg sările, da. O sensibilitate explicabilă având în vedere trecutul Carinei. Puțin mai târziu, din pură curiozitate, Ciprian deschide din nou subiectul. Dar tu de ce ai plâns atunci când a pus cântecul aia zine? I-am explicat și la fete, pentru că pe aia a mers la Bianca. Piesa aia, eu știu de mai de mult, dar niciodată nu mi-a tradus-o, pentru că nu înțeleg limba respectivă, rusă. Am întrebat-o pe Bianca ce înseamnă piesa respectivă și mi-a zis că zice ceva de strălucește, dar nu... N-are un sens anume, înțelegi? Piesa respectivă ascultam cu prietenii mei, dar nu o să fie nici prima, nici ultima. Eu așa sunt foarte sensibilă. Ai văzut că am plâns și pe live. Nu, eu n-am văzut, doar am auzit. De ce? Sunt foarte emotivă, știi? Plâng din orice. Păi stăteam acolo în bucătărie și a venit Alex la mine, s-a uitat așa atent la mine și am început să plâng. Wow, dar de ce? Ah, bine, ești sensibilă. Nu este un lucru rău să fii sensibil. Da, dar nici bine nu e, vezi, că după aia lumea te judecă, te... De ce te judece? Că-ți plângi? Da. Nu, mulți au crezut că are o semnătate prin prisma fostului tău iubit. Nu. Dar de ce te-ai despărțit? Că parcă ai spus ceva, dar am uitat, scuză-mă, nu vreau să-ți reamint. Nu înțelegeam, pur și simplu, okay. Nu, era că te-am înșelat și pe tine. Cu interlocutorul potrivit lângă ea, Carina simțea că își poate deschide sufletul pentru a spune ce o apasă. De că nu m-am înșelat, dar a făcut multe lucruri pe te ascuns, înțelegi? Cât timp era cu mine, suna fostele. Oh, pe bune. Mi-e dor de tine, alea. El era alocotit înainte să fie cu mine. Da? Dar el era mai mare un pic în seamă. Are 23 de ani. Noi am fost prieteni. Prieteni amici. Da, mie nu-mi plăcea de el și el umbla foarte mult după mine. Și eu când i-am dat o șansă lui, am fost la mare. Toți, okay. Între noi, prieteni, știi? Cum am dat jos din tren, eram cu prietena mea cea mai bună. Primesc mesaj de la o tipă pe Instagram. Nu știam cine era. Bună, scuze că te deranjezi, vreau să știu dacă ești într-o relație cu numele respectiv. Da, asta nu vreau să respectiv fiind el, da, nu, stai liniște. Și cine ești? Fosta lui logodnică și în prezent ceva. Cum sună logodnică? Eram gata, am început să tremur, zic. Explică-mi că el tă să baza pe chestia că el o să-mi explice. Îmi cer scuze că nu credeam că tu vreodată să-mi dai o șansă, că ești diferită. Și zic eu, ok, fii atent, eu să-mi dau o șansă. Mamă, nu cred, pe bune? Da. I-am zis, îmi dai un pic telefonul tău, te rog frumos. Nu am intrat la conversațiile cu fosta logodnică, că deja le știam. Da, normal. Și am intrat la una, nu mai alte conversații, da, unde ai văzut cu alte fete. Pe da, bune. La alta. Și mai era încă una care o iubea. Wow. Și zic, îi dau telefonul, zic, ce trebuie să faci? Să văd intenția lui. Eu sunase pe tipa respectivă și eu zic, mi-am găsit pe altcineva, îmi pare rău, nu mai vreau să vorbesc, știi? Și a început să plângă la telefon. Uite, tu mi-ai dat șanse lui, dar era ca un fel de Casanova, adică avea mai multe... După aia s-a mutat la mine. Într-o seară el ieșea cu băieții și efectiv în ziua aia eu nu ieșeam niciodată, înțelegi? Eu fără el nu mergeam nicăieri. Prefera să fie altruistă, să-l lași pe el să se distreze, da. În loc să ieși și tu măcar la o cafea pe timp de zi. Pentru că eu dădeam foarte mult atenție, dădeam tot ce... făceam tot ce zicea ai el. Ai făcut destule, doar... Mi-a zis și lui Ștefan, de exemplu, că el nu știe ceea ce vrea, la fel și el, fostul meu, că nu știe ceea ce vrea. O zi mă vrea, o zi nu mă mai vrea. O zi mă vrea, o zi nu mă mai vrea.
așa. Nu. Nu, de ești între noi sigur că s-a terminat tot și nu va mai fi. Eu, gen, dacă am zis un lucru așa, o să fac. Pentru că mai mult am suferit decât fericită. Dar cât a fost relația asta? Doar 9 luni. Cât? 9 luni. N-a e fost. Cam cât s-ar concepe un copil, e mult 9 luni. Nu. Sigur, alții vin după relații de ani de zile, dar și 9 luni. Și mai ales dacă erați locuiați împreună. Da, asta e că a fost mai mult obișnuință decât iubire. Deci spui că nu mai e nimic. Nu. Nu mai simți? Adică nu, dacă, sigur, dacă eu îl strig acum și el intră pe ușă, ți se taie picioarele? Nu. Vrei să facem un experiment? Facem. Să intre. Nu facem. Nu de alta, dar nu vreau, nu vă fac surprize în ultima zi din an, nu. Plus că dacă tu ai venit aici ca să uiți și să-ți găsești pe cineva, e locul potrivit. Normal.